a intervenit pentru a acorda sprijinul necesar celor aflați în suferință într-unul dintre trenurile morții care a pornit de pe data de 29 iunie de la Iași cu destinația Călăraș într-un lagăr de concentrare. Acest eveniment este centrat pe intervenția umanitară, salvatoare a doamnei Viorica Agarici, care, așa cum vă spuneam, aștepta în gara Roman, alături de alte asistente, de alți membri ai Crucii Roșii, pentru a acorda sprijinul necesar celor care se întorceau de pe front. De un curaj nemai întâlnit, Viorica Agarici a salvat de la pieire în gara de la Roman sute de evrei transportați în condiții inumane, în trenurile morții, spre lagărul de la Călăraș. Pentru curajul său, la data de 8 iunie 1983, statul Israel și Institutul Yad Vashem din Ierusalim i-au acordat post-mortem diploma și titlul Drepți între popoare, un arbore fiind plantat în memoria sa pe Aleea celor Drepți. În anul 2011, Primăria Municipiului Roman i-a acordat titlul de cetățean de onoare. Ceea ce regret este că n-am moștenit și eu măcar o mică parte din caracterul ei, generozitatea, curajul, demnitatea, modestia, spiritul de sacrificiu, dragostea pentru oameni și mai ales pentru cei nepăstuiți, de o soartă nedreaptă și chiar simțul umorului deosebit. Evenimentul organizat la Palatul Parlamentului, ce a adus în prim plan județul Neamț, s-a desfășurat în prezența ambasadorului Israelului în România, excelența sa David Saranga, președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea, ambasadorilor acreditați la București, membrilor comunității evreiești din România, miniștrilor și parlamentarilor. La vernisaj a participat și Liviu Beriș, supraviețuitor al Holocaustului.